Mă numesc Mariana Popa, sunt din comuna Tulca, județul Bihor. Astăzi am ales să facem rețeta cardaboș cu pisat, care se face mult în zona noastră. Ca să facem această rețetă, avem nevoie de căpățâna de la porc, organe de porc, pisatul, sare, piper, ceapă și mațe crețe în care se umple cardaboșul. Spălăm organele, le punem la fier. Să fierbe și pisatul. Ceapa se călește un pic. După care se dau prin mașina de tocat și se amestecă toate împreună cu sare și piper, atât. După amestec, le umplem în mațele de la porc. După care le punem la fier. Cam 5 minute până fierbe mațul. Scoatem cardaboșul, îl punem pe un blat și se acoperă cu greutate ca să devină așa neted, să se poată modela la tăiere. Când e masa de rebelion sau masa de Crăciun, face parte din aperitivul casei. Această rețetă, cardaboșul cu pisat, se face cam în întreaga zona Bihorului. E un produs bihorian.